Bună din nou și bine ați revenit la un alt clip. Um, vreau să fac un clip puțin mai ciudat. Deja avem bebelușul cu noi, dar um, vreau să vă prezint experiența nașterii mele. Am făcut, am încercat să fac un vlog în spital și um, vreau să fie chestia asta introducerea. Vreau să vă povestesc cum um, cum a fost experiența de a naște într-un spital în Spania. Cum a fost experiența mea, cum am simțit, și la clipurile care le-am făcut în spital o să mai adaug clipuri care le fac acum și am să vă povestesc ce și cum, pentru că nu am filmat chiar toate momentele, nu am avut cum să le filmez, sincer, um, a fost momente care chiar am zis dă l încolo de telefon, au fost momente care am zis hai să le filmez și au fost momente de durere și de în care nu, chiar nu mi-ar dea mie telefon, așa că am spus, hai să vă, să fac un alt fel de clip, să vă povestesc așa, între clipurile care vi le pun, uh, între clipurile care vi le pun de la, de la spital, mai vă pun așa câte unul în care vă povestesc eu uh, cum a fost experiența. A fost o experiență destul de ok. Am născut foarte repede, uh, Bebelușul ăsta a venit pe lume repede, a avut grabă să vină pe lume. Au și noi niște probleme cu, cu glicemia. M-au ținut o zi în plus în spital pentru că um, minimul de glicemie a fost 50, iar el avea 38 și era sărăcuțul foarte, foarte slăbit și nu avea poftă nici de mâncare chestii. Um, ce să vă mai spun? Să, să înceapă vlogul. Neața, e 7 dimineața, eu de pe la vreo... Bine, la 4 m-am trezit, dar până când m-am dezmeticit, până când am făcut un alta, aici am un pisic lângă mine. Neața, Mi pisic. Um, am rupt ape, cred că am rupt ape, sunt sigură că am rupt ape. M-am um, trezit, i-am zis la soț să nu se sperie. Um, am făcut un duș, am niște dureri groaznice, m-am îmbrăcat. Și mi-am mai pregătit două, trei lucruri așa cu calm, cu calm ca să nu ca să nu uit nimic. Am deja valiza pregătită și mergem mergem la spital. Logic. Exact astăzi împlinim 37 de săptămâni, așa că sunt mai liniștită că, na, dacă e să nasc, nasc la timp, așa că mă bucur. Vă țin la curent cu ce se întâmplă. Suntem din nou la spital cu 37 de săptămâni. Am am rupt apa la 4 dimineața și e 1 după masa și încă sunt aici. Nu am contracții. Nu dilatez. Deci, practic, pierd lichid și atât. Um... Acum au zis că o să-mi nașterea. Faza e că mi-au zis că am decât 12 la dispoziție să nas după ce rup apa. Mă rog, nu știu. Nu știu ce o să fie. O să-mi ce nașterea o să-mi bagi la... Habar n-am. Deci, habar n-am ce să facă. Uh, în principiu trec acum cu mâncarea ca să mănânc și după aia vine doctorița să mă evalueze. Să vedem ce se întâmplă. Sunt foarte curioasă. Aici e burtica. Totul lumea este ca o burtă foarte mare. Hmm. Să vedem cum o să fie. O să vă povestesc mai pendelete cum a fost experiența travaliului și nașterii și tot. Acum deja am dilatat complet, sunt cu epidurala pusă și Soțul tocmai a văzut capul bebelușului pentru că am împins o grămadă și epuizată, sunt moartă. Și ce să vă zic, am... În, cât, în câte ori am dilatat? Hai că vine asistentă. Noi am născut, aici avem bebelușul. Că zicea că noi am născut și aici avem bebelușul. Da, care doarme. Hmm? Da, nu-a plâns deloc copilul ăsta, nu știe să plângă deloc. O să vă povestesc după aia cum a fost, când mai pot, mai vlagă, deci chiar nu mai pot. Am născut exact în 5 ore de când am rupt apele. De când am rupt apele, dar de rupt, de inundat. nu no se oprește sughițatul, nu, no. nu, no, sughiț într-una zi si nu no se oprește, nu. No. Oh, oi, 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 oi. ce albastri am? La lumină sunt foarte deschis și frumos, da. Nu no te comas, nu. No. Oi. Oi. Oi, 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 oi. Oi, încă n-am o zi de viață. Încă nu am o zi de viață. Nu. Mm. Nu. Mm. Inițial trebuia să-i fac baie bebelușului, dar având în vedere că a dormit din senin, pur și simplu a dormit, e aici în spatele meu, am zis mă pun repede să filmez. Bianca, e momentul să filmez, ca să reușesc să termin acest clip, pentru că dacă nu filmez acum, nu știu când o să termin de a vă povesti cum am născut. Bun, ați văzut uh, ce am putut să filmez la spital, ați văzut că nu am avut când, cum și timp și tot intrau asistentele și chiar n-am putut să filmez. Um, bun, repet, am născut într-un spital de stat în Spania, dar a fost chiar foarte ok experiența. N-am avut probleme cu... ce asta ăsta pe mine? E un tricou care... Mi l-a cumpărat din ce a fost sărcinată și încă mi-e bun. Uh, asistentele se comportă foarte bine cu tine. Am avut o grămadă de moașe pe lângă mine. A fost chiar foarte, foarte ok. Uh, să vă povestesc cu o anecdotă. Uh, M-am -am pus. M-am pus, pus departe, să spun în spaniolă. Am rupt apa. Mi s-a fisurat și am uh, mers în drum spre spital. Deci a durat. De la 6 dimineața m-am trezit, i-am spus soțului, hai să mergem la spital, ceva nu e în regulă, uh, sângeram puțin și atât am tras de timp, am tras de timp. Am, uh, am făcut duș, m-am îmbrăcat, mi-am mai pus lucruri în valiză. O să fac și un clip despre ce mi-am luat cu mine la spital, în am luat o grămadă de prostii, chiar nu aveam nevoie de chestiile astea. Și uh, atât am tras de timp că am ajuns la 8 și un sfert... La spital, adică în oraș. Bun, am pus să căutăm parcare. Am zis, hai să nu bagăm mașina în parcare cu plată, pentru că nu știu câte ore voi sta și voi naște în continuu. Și am spus um, să căutăm loc de parcare, gen, m-am pus eu la volan, uh, pentru că de acasă până la oraș uh, a condus o fată care aveam în casă, o să vă și despre experiența de a avea o persoană 24 din 24 lângă tine care să te ajute. Iar acolo am zis, cum cunosc eu zona, mă pun eu la volan, chiar dacă eram în situație în care eram, nu mă simțeam eu chiar atât de rău, și caut parcare. Bun, de la 8 un sfert până pe la 9 și ceva am căutat parcare, pot să spun că am întârziat cam vreo oră, n-am găsit parcare, tot a trebuit să bag mașina la cuplată. Și când am văzut că e 9 și ceva, am zis, a, ce bine, e deschis la poliție, la trafic, pot să merg să-mi cer un duplicat de permis, pentru că nu, nu mi-au trimis permisul și, mă rog, mie îmi expirase provizionalul care l-aveam și trebuia să, să, să cer un du, un, o dublură, un duplicat ca să îmi dea provizional. Și am mers la poliție. La poliție îmi spunea gen femeia, am spus, măi, merg acum să nasc, am nevoie de un provizional și îmi spune, pe la ce ai nevoie dacă mergi să naști? Zic, păi ca să nu vin cu copilul ca să vi-l cer, adică logic, nu? Bun. M-am pus să aștept la rând, m-am băgat în față, logic, pentru că nu mai puteam, eram ceva gen, mă simțeam toată uf, super udă și am zis, vă rog frumos, voi naște, nu vreau să nasc aici și acum, am nevoie să vă fac cererea pentru acel duplicat de permis. Bun, m-am băgat în seamă. A fost foarte interesant pentru că chiar în ziua în care am, am plinit el două luni, am mers după permis, pentru că normal a zis, după o lună poți să vii, da, am eu întârziat, având în vedere că profesional acesta da dau trei luni de zile valabil. Adică am mai avut unul, mi-a mai dat unul și tot așa. Și mi-a spus domnul când m-a văzut, ce tu erai fata aia care mai când a născut aici, zic, da, zic, eu sunt fata aia. <laughs> și am început toate babele femeile care au la coadă să întrebe, ce s-a întâmplat, a te -ai la poliție? Că nu, n-am, mă rog, nu, povestea e alta. La spital când am ajuns, nu, moașa, băiatul care m-a luat nu m-a prea băgat în seamă, gen a, nu cred că ai pierdut un lichid nu cred că, nu știu ce, pentru că eu, nu știu, parcă pierdusem lichid așa peste noapte și când am ajuns la urgență, pam s-a oprit totul dintr-o dată, deci nu mai era nu mai erau semne, gen de naștere și um, el m-a tot explorat mi-a făcut o ecografie, gen, nu știu, deci chiar nu se vedea nimic, păi când a venit o altă doamnă și am zis la doamna respectivă de ieri de la 11 seara sunt așa, la 4 dimineața a început mai multă apă să curgă și... Doamne, mi-a fă, mi făcut un test, mi-a luat o probă, mi-a un test, zice, da, e lichid amiotic, pam, te internăm. Eu, what the fuck, deci am fost șocată. Uh, mi-a făcut internare și exact când îmi făceau internarea și îmi dădeau halatul să mă schimb și așa, adică eu eram ok, nu aveam... Aveam dureri mai spre dimineață, după aia mi-au trecut, după aia eram chiar foarte ok, mă gândeam la ce am venit. Um, anunțau mâncarea la spital și era ceva gen, vreau mâncare, vreau mâncare și mi-a spus o asistentă, nu o să te ducem mâncare pentru că tu trebuie să naști. Și am zis, nu, nu, eu dacă nu mănânc, nu nasc. Deci am ieșit de vreo trei ori pe hol ca să le reclam mâncare la asistentele de pe hol. A fost un circ total, râdea toată lumea. Bun, mi-au adus mâncare până la urmă. Mi-au uh, dat gen uh, ca un fel de tampon cu un medicament ca să, ca să dilate. Ca să dilat. Pentru că mi-a pus și că chestia mașina de contracții și aveam ceva contracții foarte micuțe. Bun, dar apa era ruptă, aveam deja, era, nu știu, 1, 12, 1 și îmi zicea că la 20, de -așa, la 24 de ore de când se rupe pungă, eu trebuie să nasc, bla, bla, bla. Bun, au ce să-mi provoace nașterea. Mi-au dat chestiuța aia. Când a venit la jumătate de oră, mă așa să vadă dacă am dilatat, am făcut din patru de spital piscină. Deci cred că durerea aia care am avut în momentul în care m-a explorat și au țâșnit apele de trei ori din mine. Deci durerea aia cred că a fost mai puternică decât durerea nașterii. Sincer. Deci experiența mea acum. Fiecare are experiența personală și nu mă bag. Dar wow! Am țipat atât de tare încât soțul a intrat. Gen au scos pe toată lumea afară din cameră să mă exploreze și să vadă cum sunt, a intrat peste ele, deci practic nu știu ce se întâmplă sau ce mi se întâmplă. Mi se pare mie să un tricou ăsta mi-e e șifonat, bine, e tricou în care stau în casă cu copilul, așa că mă scuzați, e asta este, domnișorul doarme, iar eu filmez. Bun, um, îmi place foarte mult că atunci când ei zice, voi îți provocăm nașterea sau chestii de genul, te întreabă, îți spun riscurile, îți spun avantajele, deci este chiar foarte ok să ne o urmă de hârtii, gen, băi, ești de acord să-mi fac asta, nu sunt de acord să-mi fac asta, sunt de acord, nu sunt de acord, bla, bla, bla. Pe urmă, m-au schimbat de pat, pentru că nu putea să mă ducă cu patul la, ca să nasc, era ora 2.45 când am intrat, era ora 2.45 când, gen, am intrat în sala de prenaștere, deci pregătitoare pentru naștere, și aveam niște contracții în momentul ăla în care practic boa a explodat balonul și au ieșit toate apele și așa. Așa de nașpa încât nu puteam să ascult ce îmi ziceau moșele, Mașele spuneau gen, trebuie să-ți citești consimțământul dacă vrei să spunem epidurală, gen, nu știu cum se numește peridurală în român, aici se numește epidurală, eu o să zic gen termenul de epidurală. Nu vreau să zic greșit în românește și eu era ceva gen, vă rog frumos, semnez orice. Deci, practic, am semnat hârtia în alb fără să completez datele mele, numai să-mi pună acea anestezie, care se pune în coloană, pentru cine nu știe, a trebuit să fac o poziție destul de ciudată, gen, aveam contracții, nu puteam să stau, să stau aplecată, trebuia să-mi bag cumva capul așa în față, nu știu, să vă faceți o idee, trebuia să, să stau așa cumva aplecată, cu capul băgat, ca să-mi iasă nu știu ce oase pe aici așa, că ei să poată să, să mă înțepe. Când m am începat eu trebuia să le anunț când nu am contracții, ca să-mi bage gen lichidul, anestezia, pentru atunci când aveam contracții, practic mi se contracta. Aveam contracții pe tot corpul, mă tensam. A fost un circ, pe gratis. Pentru că eu înjuram și spuneam de toate și wow, deci era... N-am avut așa contracții, adică, de fapt, am avut așa contracții uh, când m-au internat prima oară, am avut contracții mari de naștere, dar așa de dese, din minut în minut, a fost wow. Dar am născut în momentul respectiv pentru că nu a fost să fie. Bun. La început anestezia nu-și făcea efectul, după aia, după ce am mai stat cât am mai stat acolo, mi-au amorțit, de la picioare, de la mâini, simțeam furnicături peste tot, dar în același timp nu-mi simțeam extremitățile. Mi-au murțit inclusiv din în I-am spus moașei că mi am murțit din în gură și au chemat-o repede pe anestezistă și a zis cea nu-i bine, nu-i regulă, trebuie să îți că, îți bahăm. Probabil și eu pe spaniolă. Trebuie să coborâm doza, uh, mi-au pus prea multă anestezie, gen. Bun, am simțit după aia reacțiile adverse, nu, nu am scăpat. Um, am întârziat 5 ore ca să vină domnișorul chiar la 7.45 după masa am născut, a fost wow. Am împins de o grămadă de ori, a fost foarte extenuant, gen faci practică, ca atunci cum să naști sau mă rog să coboare copilul, să iasă, să procedurile care sunt. Pentru cele care nu aveți idee cum se naște, mă rog, sper să faceți o idee, nu știu dacă se dau prea multe detalii. Um, tot veneau, îmi punea monitorul de la contracții, în momentul când aveam o contracție îmi spuneau să împing, să mai iasă copilul, să mai coboare copilul. Uh, copilul meu nu venea cum trebuia să vină drept, venea puțin într-o parte, de aia cică, ele au zis că wow, o să stai ore în șir și ore în șir până să naști. Bun, mi-a fost așa pentru că m-am enervat și am împins tare. <laughs> um, trebuie să-ți propui, să-ți propui și reușești. Bun. Am, um, am încercat să mă filmez din ce eram acolo, dar ați văzut și voi că au tot intrau asistentele și nu, mai bine nu, deci a fost destul de dureros, chiar dacă, chiar dacă aveam anestezia aia, era foarte extenuant să împingi, deci, wow, e incredibil, e, toamne, îți lași suflarea acolo, e, e, nu știu cum să vă explic, dar e greu. Și când mașele au văzut că copilul a coborât destul de sunt pe punctul de a naște, am dus dintr-o sală în alta, practic, erau două camere în alta, și acolo m-am mutat pe un pad de la profesional, gen, bă, wow, picioarele în sus și chestii gen, mi-a pus chestii, o de chestii sterile pe mine, l-au scos pe soțul până, mai muscă, mă, muscă vrea să fie și ea în clip, l-au scos pe soțul afară până au pregătit un alta și detaliu a fost că iar a intrat soțul peste, peste, peste asistente fără voia lor, practic, pentru că acolo a fost o doctoriță care se pregătea genul, genul anestezie ca să mă taie pentru că copilul nu ieșea drept. Nu putea să iasă și uh, eu eram ceva gen să vină soțul, să vină soțul. Nu, că soțul nu poate să vină ca să vadă cum te tăiem. După aia o să vină. Eu nu, să intru soțul. ziceam zicea împinge, zic nu, să intre soțul. Și practic când gen împingeam ca să nu murce copilul în sus, mi s-a pus uh, o asistentă cu Două asistente, două moașe asistente cu coatele pe urtă și mi-au împins Așa am rulat de am crezut că mă ia mama naibii. Boa, a fost și îmi spuneau ele, nu le împinge, zic, cum să nu urlu când, când mă poa. Mă, mă, deci efectiv, mai au fiori când mi-am cât tare m-a putea apăsa cu coatele și am zis nu mai împing, deci efectiv m-am enervat și am zis nu, știi, zici că așa mi-au ieșit ochii din orbită și am zis nu mai împing. Așa am început să urlu ca să intre soțul, o intra până la urmă soțul, așa, peste, peste, ele, că m au pe mine urlând, și au zis, mașa bine, hai, nu te mai scoatem afară către soț, dar stai la capul ei, nu stai gen ca să vezi nașterea, până când o tăiem. Bun. I-am spus să nu mă mai împingă cu coatele, pentru că nu, deci efectiv urlam la ele și atunci, practic, mă împingeau cu partea asta. Deci din două, a rămas decât una și mă împingeau așa cu mâinile, gen, să iasă copilul mai repede. Bun. Ideea că ele nu mă împingeau ca să iasă copilul, mă împingeau ca să rămână copilul acolo, ca atunci când mă taie, să... să... nu, mi se întoarcă înapoi copilul. Bun. Am împins atâta de tare, așa m-am enervat, deci mi-a rămas în cap începenită înțepenită chestia cu coatele și cât tare doare și... chestia bună e că ai niște chestii să acolo când împingi, știi, și mă rog, să faci forță. Așa e tare împins, încât doctorița era cu anestezia gen, iar moașa de lângă, iese copilul, a aruncat anestezia și a aruncat-o jos, a ce-a făcut și practic au venit acolo, nu știu, mi-a copilul, mi tras de el, habar n-am, deci -am, nu mai mi-amintesc exact clipul respective, au fost gen, wow, știi, am durat, mi-a zis moașa care mi era la cap, ai durat șase minute în sala de naștere, ca niciodată. Pentru că atunci când eu am intrat în sala de naștere, îmi ziceau gen, u, o să dureze, u, copilul tău e întors nu știu cum, u, și eu, nu, 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 nu. Nu o să mai stau mult timp aici, deci mi-am propus practic că nu mai vreau să stau mult în timp în sala de naștere. Pentru că era foarte epuizant, era, când aud că sunt persoane care zic că am stat 3 zile, am stat 20 de ore, am stat... Oh, oh, N-aș putea, deci am împins atât de tare încât a ieșit copilul, mi-a spus doctorița, toată de ai rupt. Bun, no, m-am rupt, mă tăiai, tot acolo era într-un fel, dar nu am mai prelungit agonia. Uh, în momentul când mi l au pus pe copil pe piept, am început să plâng. Doamne, plângeam ca un copil mic, știți? și mi erau gen, nu știam cum să mă îndepărtez. Uh, să mă îndepărtez lacrimile ca să pot să-mi văd copilul. Copilul a plâns puțin, a plâns când l-au scos și așa și după ce mi l-au pus pe piept, practic n-a mai plâns. Apoi l-au luat, l-au spălat, i-au pus o chestiță așa la ochi, așa un fel de cremă să nu facă infecție, mi l-au adus înapoi, dar în momentul în care mi l-au pus pe piept, M-a întrebat soțul, probabil după toate acele chin, um, mai vrei un copil? Și eu am zis, da, mai vreau și toate mașele. Ha, 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 după tot ce ai trecut, zic, băi, tot ce am trecut, adică stau și mă gândesc la tot ce îmi spun alte persoane că trec. Pentru mine a fost ok, fără la ureche, pe toată lumea eu, dacă văd o persoană însărcinată, spun, vă doresc să aveți o naștere așa de ușoară ca și a mea. Da, ok, fiecare naștere are peripețiile ei, dar eu zic că nașterea mea a fost foarte ușoară și s-au comportat foarte bine cu mine. După aia eu am fost, mă credeam eroină și ziceam, nu, nu las că mă trec eu de pe un pat pe altul când m-au dus patul la curutile să mă duc în cameră, n-am putut să mă ridic, n-am putut să mă sprijin cu mâinile, cu, deci nimic, deci practic o anestezia care ți-o pun te lasă ca o te lasă, wow, n-ai cum, n-ai cum, da, Lucas, n-ai cum. Și a fost o experiență frumoasă, aș repeta chiar mă gândesc și eu când o să mai... O să fie momentul să mai avem un bebe de moment vrem, vrem, să ne concentrăm pe Lucas. Um, Lucas era numele pe care noi l-am ales din timp și în momentul în care... Al doilea nume chiar nu, nu mi l-am știut, nu, chiar nu, mm, nu știam ce nume să-i punem. Și în momentul în care a spus asistenta, mai vreți un nume, mai vreți un nume? Și zic că trebuie să-ți mai spune un nume. Și el a spus Raul. Bun, perfect, a rămas Lucas Raul. <laughs> Pentru că, na, a fost așa, instinctiv ne-a venit ideea asta, adică a venit soțului și am zis ok, să fie. S-a trezit și se gândește că vorbesc cu el. Da. Ce să vă mai povestez despre nașterea mea? Nu vreau să mă lungesc. La spital s-au comportat de nota 10. Am mai făcut eu un vlog de cum a fost în spital când m-au internat la 30 de săptămâni, așa că nu o să repet, pentru că condițiile sunt aceleași. muscă! Oh! Um, îți schimbă zilnic prosoapele, așternuturile, mâncarea e foarte bună, îți dau halate de alea gen și um, mi-au dat și biberoane să-mi aduc acasă. Ia uitați aici, dar așa, asta au comportat foarte, foarte ok cu mine. Um, îți lasă copilul în cameră, ceea ce e mai important pentru mine. Eu practic am dormit cu copilul în pat și nu îmi ziceau nimic, că mi-au mai adus o pernă și mi-au pus-o lateral să, să nu cadă copilul din pat. Te învață cum să alăptezi, sunt foarte răbdătoare cu tine, pot spune că eu am fost chiar destul de nervantă Pentru că puneam o grămadă de întrebări, Asta cum se face asta, cum se face asta, cum e normal ca copilul să facă asta, să facă aia Puneam o grămadă de întrebări și ele îmi răspundeau la tot și uh, e logic, având primul copil, să tot să le chem peste noapte Copilul face asta, face aia, plânge, nu plânge, uh, Am multă răbdare cu tine Chiar îmi place faptul că ele insistă să-ți arate cum să alăptezi corect, care sunt pozițiile corecte, cum să prindă copilul corect sfârcul și e chiar foarte, foarte bine. au mm, altă experiență care nu că m-a marcat, dar să zic așa interesantă, e faptul că atunci când m-am pus să schimb primul scute copilului, m-am emoționat foarte tare și am început să plâng, n-am ce să fac, efectiv, nu am știu, am pus scute cu invers, am zis, domne, cât de proastă pot să fiu. Deci a fost o chestie când mi-am și mă bufnește râsul pentru că am experiență la schimba scutece și la copilul meu, primul scutec am făcut-o lată și uh, a fost frumos, experiența a fost frumoasă am stat uh, o zi în plus în spital, normal stai două zile am stat trei, pa eu am stat patru zile în spital pentru că piticul s-a născut cu glicemia foarte scăzută uh, a pierdut destul de mult în greutate în spital pentru că normal uh, pierde un 30%, a pierdut puțin mai mult s-a născut cu 3 kg 140 și a ajuns la 2,700 Glicemia normal ar trebui să aibă undeva la 50, minimul avea 38, de-aia din prima zi îi dădea la spital foarte puțin lapte praf pentru faptul ca să urce uh, glicemia și uh, mi-a mai spus mie să-i mai dau o dată la două zile, deci când am ieșit din spital mi-a spus în fiecare seară la, la 9 îi dai 15 ml de lapte praf, de-aia chiar mi-au dat o grămadă de lapte praf să am acasă. Și pe urmă mi-a zis la o lună, când am fost la spital, să-i dau o dată la 2-3 zile, pentru că deja și-a reglat glicemia. De moment îi dau decât piept și uh, mi-a plăcut o fază foarte tare. Vă las clipul în continuare ca să vedeți și voi cum arăta copilul la spital. Uh, cum soțul meu își face porul așa, gen creastă. I-a făcut asistentele. <laughs> nu mai văd că vin, gen, în fiecare zi veneau să-mi ia copilul o jumătate de oră ca să-l măsoare, să, să, băsoare, să vadă ce cum e și să-l spele. Bun. Când îmi aduc copilul, a treia zi, râdeau asistentele. Și de ce râd? Și zice, un acum chiar că seamănă cu taică să îi făcut să le crească la copil. Doamne! Și am filmat chestia asta. Chiar o să o pun în continuare să râdeți puțin. Deci a fost chiar, wow! Cum se, nu că se plictisez, cum se distrează ele, știi? Și deci a fost chiar foarte, foarte amuzant. Da, ți-l spală în fiecare zi la spital. Dacă ai nevoie să mergi undeva, să să faci duș și nu ai cine să stea cu copilul, poți să suni și ori îți duc copilul la unde sunt ele acolo unde au grijă de copil, ori vin și stau cu copilul în cameră și tu poți să faci duș, să faci chestiile tale personale sau să ieși din cameră să mergi până jos sau copilul nu rămâne singur în cameră niciodată, chiar se ocupă de el și stă mereu cu tine în cameră. Chestia asta mi-a plăcut foarte mult. A fost non-stop, bebe cu mine în cameră da, are energie, e foarte dolofan și gresunel, sper să mai pot să fac daily vloguri, sper să... să să pot să fac multe chestii oricum următorul clip pe care îl voi face este bagajul de sarcină care l-am avut și plecăm cu bebelușul pentru că s-a trezit și era nevoie de atenție, vă las în continuare clipul ca să vă amuzați puțin, v-am pupat tare mi-ar plăcea să știu cele care ați născut recent sau mă rog, ce experiențe care ați născut ce experiență de naștere ați avut, care ați născut în străinătate, sunt curioasă dacă ați avut condiții bune și cum a fost, da, mai ales dacă ați născut la stat, în străinătate și uh, cât a durat nașterea, sunt foarte curioasă pentru că mai aud persoane care au spus 20 de ore, 3 zile, 2 zile și mai au fiori, efectiv, mai au fiori, nu mi-aș putea imagina. Uh, vă las în continuare cu Lucas, clipul scurt și v-am pupat. Ne revedem într-un următor videoclip. Tengo hipo, sí, la primera vez que tengo hipo fuera de la barriguita. Hola, hola, guapo, hola, guapo, tienes hipo, mami. Mami, ce-au făcut cu mine asistentele astea? Ce-au făcut cu mine? S-au bătut zoc de mine, da, mi-au făcut creastă, uite ce creastă mi-au făcut mami, mami, uite ce creastă am, uite, eu sunt smecher, ca mult păr și mi-au făcut creastă, da